Dacă știi gen de persoană care a auzit adesea că problema este la tine ca bărbat, pentru că imediat cum vezi o fată bună, imediat cum vezi o fată ca lumea, zdravănă, efectiv pleacă din tine toate instinctele astea animalice, nu te poți controla, nu poți să faci nimic și marea problemă e la tine, că suntem niște terminați, niște neadaptați și nu poate o fată să mai exprime liber din cauza efectiv apetitului nostru, atunci rămâi până la final pentru a afla adevărul. Cu toate că ar fi ușor să credem această afirmație, de multe ori nu este așa cum pare. De ce? Pentru că, în primul rând, bărbatul este proiectat să fie vânător și să-și lase genele într-o femeie cu mare potențial. Ce înseamnă cu mare potențial? În primul rând, să fie după propria sa ideologie, după propria sa, propriul său mod de a vedea frumusețea. Fiecare are propriul lui mod de a vedea o fată frumoasă, fie mai înaltă, fie mai scundă, fie mai plinuță, fie mai slăbuță, depinde de la caz la caz. Însă, atunci când vezi o femeie sănătoasă, adică arată bine, nu are un braț sau un picior lipsă, arată bine, este sănătoasă, este și frumoasă, inconștient îți pleacă instinctul că ai putea să-ți lași genele și să ai moștenitori frumoși și sănătoși, asemănători. Asta este principala idee. Iar principalul tău scop ca bărbat este să oferi siguranță, ce înseamnă asta nu doar fizică, cât și materială, financiară, acum nu să o întreții și să o îmbrobodești în toate coroanele. Nu, dar să oferi această siguranță fizică cât și materială și ea drept răsplată te va lăsa să ai viitor moștenitori cu ea. În momentul când tu ai toate aceste lucruri la dispoziție. De asta spun că principalul scop este ca tu să devii cea mai bună versiune a ta, financiar, moral, cu încredere în sine, respect de sine, stăpân pe sine. Și bineînțeles, când ai toate astea, vor veni și banii ca o consecință. De asta spun că înainte de a avea o relație, tu trebuie să ai un plan pentru un viitor. Pentru că femeia vine ca un bonus, un plus, spune cum vrei, la toate acestea. Însă principala problemă este că de multe ori lipsa unui mascul în familie, lipsa masculilor în viața ta ca bărbat, te-a făcut să pui femeia mai presus de orice, mai ales dacă o vezi bună, sănătoasă, zdravănă, capabilă să-ți ofere după ideologia ta, capabilă să-ți ofere moștenitor sănătos și un viitor foarte frumos, tu ai ajuns să o pui mai presus de orice. De ce? Pentru că trăim într-un sistem dominat efectiv de femei. De la grădiniță, clasele 1-4, clasele 5-8, până în liceu. Începem de la doamna educatoare, doamna învățătoare, doamna profesoară și tot așa, doamna. În momentul când tu trăiești într-un sistem dominat de femei, automat inconștient de-a lungul anilor se formează ideea confortăria, tu începi să o pui mai presus de orice. Și de aia când vezi o femeie zdravână, nici doar n-am nicio șansă, uită-te cum arăt, uită-te cine sunt, vai, ce-i de capul meu, nu o să mai ai niciodată. Ea se uită numai la bărbați zdraveni, eu sunt un terminat. Păi logic. De asta spun că principalul tău scop în viață este să ajungi ca ăla, să nu mai rămâi așa, indiferent câți ani ai avea. Să nu te complaci în ce ești acum, să nu cerșești atenție. Pentru că femeia îți va oferi atenție poate din milă, în niciun caz, pentru că va vrea să facă un viitor cu tine, atât timp cât tu nu-i oferi siguranța unui viitor. Mai ales siguranța unui moștenitor. Ea vrea să te urmeze, nu să te îndrume pe tine. Asta este rolul tău, să îndrumi femeia și ea să te urmeze. Mai avem o problemă cu toate fetele acestea care efectiv în online aleg foarte mult să se expună. Aleg să arate ce sunt și asta spune foarte mult despre cine sunt. De ce spun toate astea? Pentru că în momentul când tu te expui foarte mult în social media, păi nu că ai o poză, două, trei și mai te crezi și cineva. Aia este practic tot ceea ce poți tu să oferi. Altceva nu știi să oferi. Lecții despre viață, relaționare, cum să crești un copil, cum să te porți cu un bărbat, cum să fii, cum să faci, cum să treci, nu știi prea multe. Tu crezi că știi doar fiindcă arăți într-un fel, dar de fapt nu știi. Te folosești de atenția din social media și de formele tale pentru a te crede cineva. Dar ce altceva mai poți să oferi, în afară de toate astea? Principala problemă este că ne luăm după acești influenceri sau influențărițe sau după tot ceea ce înseamnă TV, social media și ne-am stricat foarte mult. Se promovează foarte mult ideea purtați-vă și îmbrăcați-vă cum vreți. Și noi ne batem cu un pumn în piept de cele mai multe ori, spunând că ne purtăm și ne aranjăm și ne îmbrăcăm și ne arătăm cum vrem, fără să ne dăm seama că de fapt întrecem o oarecare limită, pentru că tot în viață este cu o limită, mai ales limita bunului simț.
Și fără să ne dăm seama că voi poate nu vă doriți să vă lăsați controlate, dar de fapt, făcând toate aceste lucruri, în realitate v-ați lăsa controlate de cei sau cele de-a lungul timpului care v-au influențat. Se spune de multe ori că am parte numai de bărbați terminați, că nu găsesc unul ca lumea, că nu știu ce, că nu știu cum. Păi logic, tu crezi că un bărbat ca lumea, orice bărbat, există o chestie. Își va dori să aibă o femeie cu minte, adică să nu fie avut moștenitori înainte sau 1000 de relații, pentru că știe că și-l va fi doar unul dintre numere, nimic altceva. Și atunci fie te poate lua pentru viitor, fie te poate lua pentru o noapte. Depinde când va descoperi ce este de capul tău. Mă refer la aceia care chiar au curaj să se bage în seamă cu tine. Nu la aceia care se bagă și gata, încep să își doresc să fie sclavii tăi, tu să fii stăpâna lui, el sclavul tău, doar ca să primească un pic de atenție sau poate cine știe printr-un miracol să-i dai pusi. Nu, ăsta nu este bărbat. Bărbatul nu e sclav, bărbatul e conducător. Tu nu-ți cunoști rolul pentru că nu ai avut bărbați în jurul tău și n-ai fost crescut. Și atins să crezi prin tot felul de chestii și date dovedite științifice că femeia este mai inteligentă. Da, are roluri importante în istorie și a jucat așa roluri foarte importante. Dar de cele mai multe ori, conducătorii au avut în spatele lor femei care i-au ajutat să fie conducători. De-aia, masculii au rămas printre cei mai cunoscuți în istorie, fie de bine, fie de rău. Însă, trăim într-o societate care nu are o etică comportamentală și anumite condiții de relaționare. Tu spui că faci ce vrei, dar în realitate ai fost învățată să crezi că faci ce vrei, când de fapt faci ceea ce te-au învățat alții. Adică încet, încet, de când erai mic sau mică, ai copiat comportamentele idolilor din social media sau din TV. Ai văzut foarte multe influențărițe care au atenție, au lucruri materiale, au bărbați, au tot ce își doresc, și în sinea ta ți-ai dezvoltat ideea conform căreia și tu trebuie să fii la fel. Ne mai mirăm că vedem minore îmbrăcate atât de sumar și ne mai mirăm că există pedofili. Și mai spunem că este vina noastră. Da, putem spune că e și vina noastră. Dar cine le pune pe ele să arate așa? Pentru că cum ai putea tu ca bărbat să-ți faci o viață cu una care a avut, fie a avut un moștenitor, fie a avut atâția la rând? Și care efectiv toată ziua ei numai trup peste tot. Păi logic că la spatele ei mai stau încă o grămadă la rând. Doar să le dea accept. Sau nu. Depinde de standardele ei. Poate nu o să le dea accept la tot. Poate la mulți o să le dea reject. Și atunci cum ai putea face casă cu astfel de femeie? O iei pentru o noapte și e încheiat. Și ea se plânge că nu găsește bărbatul ideal. Pentru că bărbatul ideal va continua să se comporte la fel. Nu va veni. Pentru că un bărbat ideal care știe să se poarte și ea, bineînțeles, va ști să-l selecteze, își va dori moștenitori sănătoși alături de o femeie frumoasă care a fost cu minte înainte. Nu cu una care se poate dărui oricui și poate avea moștenitor cu oricine, dar nu mai știe care este tatăl. Așa că să nu te mai mire vârsta pe care o ai, faptul că ți-ai pus bazele în cineva și că suferi. Să nu te mai mire nici măcar faptul că ești singură și că nu ți-ai găsit alesul. Data viitoare, înainte să spui că toți sunt terminați, uite-te un pic la tine și gândește. Oare eu ofer siguranța unui bărbat pe viitor sau doar plăcerea de o noapte? Asta vreau eu să fac, asta sunt eu? Sau așa fac idolii mei? Sau așa am ideea de la alții că ar fi bine să fac? Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare.